Bună ziua! Salut pe toți doritorii de a-și testa cunoștințele și ingeniozitatea în cadrul quizului istoric Ce, unde, când. Începem așa cum am planificat la ora 14. Sper că au reușit să se conecteze tot cei care s-au înregistrat, dar desigur și cei care nu s-au înregistrat au posibilitatea să participe la această activitate, în afara concursului, desigur, după cum am specificat în regulament. Deci o să anunț pe scurt regulile jocului, chiar dacă ele au fost afișate în regulament și dumneavoastră le-ați studiat, totuși o să le anunț încă o dată acum la început de rundă. Deci o să rog asistentul meu tehnic să facă un pic mai mare slide-ul acesta ca să le văd și eu și dumneavoastră să le vedeți, pentru că îmi dau seama că nu se zăresc. Deci, după cum am spus, o să jucăm în 3 runde, acte 8 întrebări, deci în total o să avem 24 de întrebări și respectiv 24 de puncte vor fi numărul maxim de puncte. Pentru trimiterea răspunsurilor, mai jos aveți atașat în formularul în videoul de pe YouTube, aveți atașat formularul Google Forms, unde o să transmiteți răspunsurile. Acum cât eu explic regulile, vă rog să fiți atenți, dar după ce explic regulile, o să vă rog să transmiteți de probă un formular în care e obligatoriu să scrieți doar denumirea echipei, nu e neapărat să mai scrieți și altceva, ca să vă asigurați că funcționează la dumneavoastră formularul. Deci, pentru fiecare rundă este un singur formular cu spațiu pentru 8 răspunsuri la cele 8 întrebări din rundă. La finele rundei veți avea un minut pentru a transmite formularul, apoi veți deschide același formular din nou pentru a răspunde la a doua și apoi la a treia rundă. Să fiți atenți, la începutul formularului va trebui să bifați numărul rundei, prima, a doua sau a treia. Iar denumirea echipei să vă asigurați că este scrisă în fiecare, că să știm de la cine vin răspunsurile. Deci vor fi, cum am spus, după fiecare rundă pauze scurte ca să reușiți să vă transmiteți răspunsurile. La fiecare întrebare veți avea un minut pentru a gândi. Da? Deci în cazul în care la una dintre întrebări ați răspuns foarte repede sau ați răspuns rapid și aveți altă întrebare anterior nerăspunsă, vă mai puteți întoarce și gândi la ea, dacă o țineți minte, desigur. Să aveți grijă ca în formular numărul răspunsului pe care îl oferiți să corespundă cu numărul întrebării. Acolo noi am specificat întrebarea 1, întrebarea 2, a 3 și tot așa mai departe. Deci, la finele fiecărei runde, după ce toate echipele transmit formularele, noi anunțăm răspunsurile corecte. Deci, respectiv, după anunțarea răspunsurilor corecte, nu se mai acceptă răspunsuri din partea echipelor. Deci, start! Vă rog acum, deci cum spuneam, să ne transmiteți un salut prin formularul atașat la transmisia live de pe canalul YouTube. De asemenea, am transmis și prin e-mail participanților care s-au înregistrat. Deci încercați să vedeți dacă iată am un răspuns de la o echipă, de la două. Funcționează. Ne salută Discover, Nova. Vă salutăm și noi, urmașii lui HD-ul. Îi salutăm și pe ei și pe urmașii lui HD-ul. Deci înseamnă că funcționează, nu o să așteptăm frăția, ce denumiri frumoase de echipă, le-am sesizat și atunci când v-ați înregistrat. Deci nu e neapărat să mai transmiteți fiecare, doar dacă doriți. În câteva clipe dăm startul. Deci dacă lucrați din fața unui calculator, asigurați-vă că vedeți și transmisia și că aveți deschis și linkul pentru a răspunde. Sau poate lucrați de la două calculatoare, telefoane, cum vă este confortabil. De asemenea, vă spunem că este transmis și pe canalul, pe pagina de Facebook a Liceului Da Vinci această înregistrare. Deci unii vă este mai confortabil, acolo puteți să vă uitați. Deci dăm startul! Vom avea 3 runde. Prima rundă, ca de obicei, ea se numește Încălzire. Următoarea rundă, limbă și literatură română și a treia rundă, personalități celebre. Deci această ediție este inspirată în general din istoria și cultura românească, pentru că chiar ieri am avut 1 decembrie, Ziua Națională a României și a tuturor românilor, și am zis că acest subiect ar fi potrivit pentru prima etapă quizului istoric. Deci
Start pentru runda încălzire. Întrebarea 1. Glumă de pe net. N-ai luat X-ul? Mai ai o șansă să-l iei din orașele Galați, Brăila, Tulcea. Reproduceți cuvântul omis. Cuvânt din 3 litere. Aveți un minut pentru a gândi și a scrie răspunsul. Vă atenționez, nu trimiteți formularul după fiecare răspuns. După, la finalul rundei, o să-l transmiteți. Timpul a expirat. Următoarea întrebare, a doua. Getodacii făceau această acțiune când mureau, cu gândul la binele care îi așteaptă dincolo. Numiți acțiunea. Un minut. Întrebarea a treia. Frunzele acestui copac sunt elemente deseori întâlnite în stemele multor state, ca simbol al curajului, rezistenței, norocului. Cum se numește copacul dacă se știe că într-un sat din Moldova este unul despre care se zice că este al unui domnitor? Timpul, un minut. Întrebarea a patra. Printre altele, ea a avut loc și în anul 1848 la Blaj, dar și în anul 1918 la Alba Iulia. Însă, trecând pe un ton mai puțin serios, am putea spune că cele mai multe încercări de a o desfășura s-au făcut la Chișinău, mai ales în perioade recente. Ce este ea? Timpul, un minut.
Următoarea întrebare, a cincea. Așa se numea și un ziar din România asociat cu PNT, dar și parte din numele unei alianțe politice din România din anii 2003-2007. Dacă eliminăm un arhaism fonetic, tot așa se numea câmpia unde a fost încoronat Ștefan cel Mare. Numiți-o! Următoarea întrebare. Întrebarea a șasea. La o lecție de istorie, un elev glumeț și pasionat de chimie a remarcat că el ar prefera ca în țările române să fi fost adoptat, două cuvinte omise, deoarece e mai simplu ca structură și mai ușor de analizat. Reproduceți exact cele două cuvinte omise. Următoarea întrebare, a șaptea. Echipa națională a Franței la fotbal este supranumită albaștrii, grație culorii tricolorilor în care joacă. Din acest motiv, deviza istorică a suporterilor acesteia este înainte cei albaștri. În timpul partidei de la campionatul european din 2008 dintre Franța și România, suporterii români au afișat un banner în susținerea echipei favorite, modificând bannerul francez prin adăugarea a două cuvinte. Scrieți-le în franceză sau în română. Întrebarea a opta, ultima din această rundă. Un articol din 2012 din ziarul Săptămâna a fost dedicat anexării Basarabiei și a fost intitulat la fel ca un roman celebru de Gabriel García Márquez.
doar că a fost modificat un număr. Reproduceți denumirea articolului. Timpul. Deci, asta a fost ultima întrebare pentru runda întâi. Aveți un minut ca să vă faceți ordine în formular și să-l transmiteți. Deci, un minut, după care acceptarea răspunsurilor se va închide și vă voi spune răspunsurile corecte pentru runda întâi. Vin răspunsurile, grăbiți-vă să le transmiteți, încă câteva clipe, le aștept și începem să anunțăm răspunsurile corecte. Vin, au venit acum, cred că ultimele. Încă un pic, încă un pic și vă eliberăm pentru zilele de weekend. Deci, acum eu opresc acceptarea răspunsurilor și încep să transmit răspunsurile corecte pentru runda întâi. Deci, răspunsuri pentru runda întâi, încălzire. Aici se cerea să reproduceți cuvântul BAC. N-ai luat BAC-ul, mai ai șansa să-l iai de la Galați, Tulcea, fiind un joc de cuvinte, de fapt. Întrebarea a doua. Getodacii făceau această acțiune când mureau, adică zâmbeau sau se acceptă, râdeau răspunsul. Întrebarea a treia. Despre frunzele acestui copac, care sunt deseori întâlnite pe stemele unor state, se crede că sunt simbol al curajului, rezistenței, norocului, iar într-un sat din Moldova, la Cobâlea, se crede că este stejarul lui Ștefan cel Mare. Deci răspuns corect, stejarul. Întrebarea a patra, ne refeream la Marea Adunare Națională, care a avut loc la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia și foarte multe încercări de organizare la Chișinău. Întrebarea a cincea, ziarul se numea Dreptatea, iar câmpia unde Ștefan cel Mare a fost proclamat domnitor, dacă excludem, cum spuneam, arhaismul fonetic, tot Dreptatea se numea. Deci răspuns corect, Dreptatea. Elevul ingenios și pasionat de chimie și de istorie probabil a zis că mai bine ar fi fost adoptate regulamentele anorganice decât regulamentele organice. Întrebarea a șaptea. Ingenioșii fani ai echipei României au adăugat la
expresia înainte cei albaștri, au mai adăugat încă două culori pentru a completa tricolorul. Deci, înainte albaștri, galben, roșu. Răspuns corect, galben, roșu. Întrebarea 8-a, un articol din 2012, când se împlineau 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, s-a numit 200 de ani de singurătate sau două veacuri de singurătate, se acceptă, pentru că se împlineau 200 de ani de la anexarea Basarabiei. Deci astea au fost răspunsurile, sper că ați avut cât mai multe corecte și începem următoarea rundă, runda a doua. Am numit-o limba și literatura română pentru că e mai aproape, cred eu, de acest domeniu. Deci, prima întrebare, runda a doua, deschideți-vă iarăși formularul, scrieți numele echipei în formular, bifați runda a doua și pregătiți-vă să răspundeți corect sau ingenios, măcar, la întrebările care urmează în această rundă. Întrebarea 1. Aici un pic s-a deplasat titlul rundei, limba și literatura română, dar nu cred că asta vă deranjează prea mult. Deci, întrebarea 1. În limba rusă, acest rol îl are sunetul E. În engleză, sunetul I, dar în română, timpul, un minut. Așa, întrebarea a doua, din runda a doua. Din limba persană, sur-opa se traduce ca apă acră. De la aceste cuvinte persane, în română s-a format denumirea unui fel de mâncare. Numiți felul de mâncare. Întrebarea a treia din runda a doua. Munții noștri aur. Noi cerșim din. Deci munții noștri aur, noi cerșim din, de-am închidea țării, alții ne-ar cerși la. În strofă, acest cuvânt se găsește de 5 ori. Scrieți acest cuvânt. Un minut.
Sper că minutul pe care vi-l oferim vă este de ajuns. Noi aici ne plictisim și vrem mai repede să revenim la discuție și la prezentarea întrebărilor. Deci a patra. Draga mea Nică, îngerul meu blond, mititica mea Moții, cui îi erau adresate aceste cuvinte? Mă uitam prin răspunsurile la prima rundă și chiar sunt unele foarte ingenioase. Deci, întrebarea a cincea. În limba română, acest cuvânt provine de la un termen din dialectul venețian din secolul al XIV-lea. Și desemnează perioada de 40 de zile în care navele sau oamenii care doreau să intre în portul Dubrovnik trebuiau să le petreacă pe insulele din apropiere, înainte de a le se permite accesul. Numiți cuvântul. Întrebarea a șasea. În latină, creat este creatura, pictat, politura, desenat, pintura. Traduceți în latină cuvântul murdărit, luând în considerare că ceea ce veți obține este foarte folositor pentru conservarea unui tip de resurse naturale. Timpul. Întrebarea a șaptea, blitz triplu, fiți atenți, punctul primiți doar dacă oferiți toate trei răspunsuri corecte. Ghicitori românești. Prima, e negru cât trăiește, după moarte se înroșește. A doua, de-i rupi haina, îți arată dinții. A treia, când merge vorbește, când stă te amăgește. Deci trei cuvinte, răspuns la cele trei ghicitori. Un minut la fel aveți.
Întrebarea a opta, ultima din runda a doua. O metodă veche folosită pentru falsificarea monedelor a fost suflarea aurului sau argintului deasupra altui metal. Cu timpul însă aceste straturi se uzau și moneda falsă putea fi depistată ușor. Numiți cele descrise mai sus printr-o expresie în română. Deci asta a fost ultima întrebare din runda a doua. Aveți un minut să vă faceți ordine în formulare și să le transmiteți. E deschis acceptarea formularelor. Timpul a expirat, vă rog, asigurați-vă că ați transmis formularele pentru a vă putea pune răspunsurile corecte la runda a doua. Formularele vin, mai las câteva clipe pentru ultimele. Da, cred că au ajuns deja toate formularele. Deci eu iarăși voi închide accesul și încep să spun răspunsurile corecte. Deci la prima întrebare, răspunsul corect este E. În întrebare era vorba despre sunetele cu care se completează consoanele alfabetului. Deci E este răspunsul corect. Întrebarea a doua, din limba persană sur opa, în limba română a generat ciorba. Răspunsul la întrebarea a treia, cuvântul poartă din poezia de Octavian Goga, munții noștri aur poartă, tot așa mai departe. Răspuns pentru întrebarea a patra. Aceste cuvinte gingașe erau adresate Veronicăi Micle de către Mihai Eminescu. Deci răspuns corect, Veronica Micle. Întrebarea a cincea, în limba română, din dialectul venețian al secolului al XIV-lea, provine cuvântul carantina. Deci cele 40 de zile pe care navele trebuiau să le respecte la distanță până a intra în portul Dubrovnik, pentru a se asigura că nu aduc vreo molimă cu ele. De la cuvântul, sau cuvântul murdărit, în latin ar fi maculatura, deci cuvântul maculatură, răspuns corect, care ajută și la conservarea resurselor naturale. Deci, întrebarea a șaptea, blitz triplu, cele trei ghicitori, e negru cât trăiește, după moarte se înroșește, racul, de-i rupi haina, îți arată dinții, știuletele sau porumbul se acceptă, când merge vorbește, când stă te amăgește, se referea la ceas. Deci, racul, știuletele,
ceasul sau porumbă în loc de ștulet? Întrebarea 8-a. O metodă veche folosită era falsificarea monedelor prin suflarea lor doar cu metal prețios. Iar când acesta se rotea, arama ieșea la suprafață. Deci de acolo vine expresia a ștea arama pe față. Astea au fost răspunsurile pentru runda a doua. Dăm start ultimii runde, runda a treia, care se numește personalități istorice. Deci prima întrebare din runda a treia personalități. Odată, legiunile lui Cezar, plecând departe spre nord, au decis să se întoarcă pe o altă cale decât cea pe care s-au dus spre nord, ducând astfel la apariția unei expresii celebre. Care este ea? Timpul. Întrebarea a doua din runda a treia personalități. Acest împărat roman a intrat adânc în cultura noastră populară, încât este foarte des menționat în creațiile auzite de obicei într-o seară de iarnă. Cine este el? Timpul. Întrebarea a treia. Se consideră că Dragoș a făcut asta în anul 1359. Potrivit uneia dintre teorii, termenul este împrumutat de la popoarele nomade, care pentru a popula provizoriu un teritoriu, trebuiau să coboare din șa. Ce cuvânt am înlocuit prin a face asta? Deci, întrebarea a patra.
Istoria ne relatează despre cel puțin trei întâlniri între aceste două personalități. Prima a prevestit o schimbare la tron, cea de-a doua a rezultat în construcția mănăstirii Putna, iar cea de-a treia a avut drept consecință zidirea mănăstirii Voroneț. Numiți cele două personalități. Întrebarea a cincea. Ioan Iacob Heraclit este mai bine cunoscut sub un alt nume. În realitate, acest nume nu se datorează comportamentului său autoritar, ci unui titlu pe care acesta l-a moștenit după moartea tatălui său, un nobil de pe insula grecească Samos. Sub ce nume îl cunoaștem pe Ioan Iacob Heraclit, dacă se știe că i-a fost dedicată și o dramă compusă de Vasile Alexandrie? Timpul. Întrebarea a șasea. Conform unei legende, dregătorul și cărturarul Miron Costin se afla în audiență la un vizir otoman care se pregătea să intre cu armata în țările române. Vizirul, vrând să pună la încercare loialitatea vasalilor săi, l-a întrebat dacă românii se bucură de recentele succese militare ale Imperiului Otoman. Miron Costin i-a răspuns: nouă, românilor, ne pare bine să se întindă împărăția otomană oricât de mult, numai nu. Continuați citatul. Deci întrebarea a șaptea. X era deseori numită Y a României. X și Y au murit la doar 3 luni diferență una de cealaltă. Ambele funerale au scos în stradă zeci de mii de fani, atât X
cât și Y erau remarcate printr-o viață foarte pasională, plină de aventuri amoroase, dar și prin faptul că preferau să cânte prin cârcium și cabarete. Acesta din urmă era unul dintre motivele pentru care a luat sfârșit aventura lui X cu Constantin Brâncuș, care îi sugera să cânte la operă. Numiți X și Y, care sunt două persoane. Întrebarea a opta. În anul 1999, ea a devenit prima din categoria sa, care a fost invitată să vorbească la Națiunile Unite pentru a lansa anul 2000, anul internațional al voluntariatului. Desigur, această onoare are o legătură directă cu o notă de 10 pe care a luat-o în copilărie. Cine este ea? Deci aveți minutul obișnuit la finele fiecărei runde să vă ordonați formularul și să transmiteți răspunsurile, ca apoi să vă le spun pe cele corecte. Și eu și vă căutau răspunsul de decupa. Eu vorbesc aici. Așa, mai așteptăm câteva clipe ca să vină ultimele chestionare. Împărtășeam cu colegii mei o experiență a zilei de ieri, de 1 decembrie. Tot în jurul jocurilor intelectual. Îmi mai aștept un formular. Și
vă anunț răspunsurile corecte. Rezultatele o să le postăm pe pagina de Facebook a liceului și cred că o să transmit și prin e-mail-urile prin care v-ați înregistrat pe parcursul acestei serii. O să analizăm formularele și o să anunțăm rezultatele pentru această etapă. Următoarea etapă va fi în ianuarie, o să vă anunțăm despre aceasta din timp, subiectul etapei și data și ora precisă a acesteia. Pentru că, după cum am scris și în regulament, avem 3 etape online, iar a patra se va desfășura offline, cu prezență fizică a echipelor care vor lua primele 6 locuri. Deci, închid răspunsurile și vă spun pe cele corecte. Deci, această întâmplare anecdotică duce la expresia toate drumurile duc la Roma. Deci, astăzi proverbul face referire la faptul că un anumit scop poate fi atins prin mai multe modalități. Aici aveți o hartă care imită o hartă de metrou și arată drumurile Imperiului Roman. Într-a doua întrebare ne refeream la împăratul Traian, pe care îl auzim în plugușorul serilor de iarnă. Întrebarea a treia, răspunsul corect este cuvântul descălecat, care a căpătat sensul de a întemeia o țară. Deci a descălecat sau descălecat, răspunsul corect. Întrebarea a patra se referă la întâlnirile dintre Ștefan cel Mare și Daniil Sihastru. Întrebarea a cincea, vorbim despre despot vodă, despre care Alexandrie a scris o dramă. Întrebarea a șasea, deci, conform unei legende, ingeniosul Miron Costin ar fi răspuns să vă întindeți cât vreți, numai nu peste țara noastră. Deci, după sens o să se accepte răspunsul, numai nu peste țara noastră sau aproape de sens. Întrebarea a șaptea, ne referim aici la Maria Tănase și Edith Piaf, între care deseori se găsesc asemănări. Și întrebarea opta o avem pe o altă personalitate feminină, Nadia Comăneci, campioana olimpică cu 10 în copilărie. Deci, după cum spuneam, ne întâlnim la cea de-a doua etapă în luna ianuarie. Tuturor celor care ați participat, vă mulțumim mult și eu mai deschid o dată formularele ca să ne oferiți un feedback. Deci puteți să scrieți în comentariile de pe YouTube sau transmiteți-ne într-un formular în rubrica unei întrebări. Poate aveți niște sugestii pentru a îmbunătăți desfășurarea sau aveți niște propuneri pentru colaborare, pentru organizarea următoarei etape. Deci formularul este deschis, puteți să mai scrieți sau puteți să scrieți în comentariile acestei transmisiuni live de pe YouTube. Vă spunem la revedere și ne revedem sau ne auzim și interacționăm online în luna ianuarie. Până atunci, comentariile dumneavoastră și formularele pe care le așteptăm cu feedback. Vă mulțumim!